România a fost cel mai mare rebel. Adevăruri incendiare. Already in the 19th century you have the ideological variant that says the Romanians have to disappear. Adevăruri nespuse dezvăluite de oameni prezenți în focul evenimentelor. Aici nu ești nimic. E un colonat acolo, era vreo 60-70 de inși. Cum a căzut România victimă războiul marilor puteri? Aflăm din documente și mărturii cutremurătoare. Bun, cade Ceaușescu, vin alții, o răpoială acolo? Nu, ei aveau scenarii făcut. Toate fuseseră special pregătite pentru evenimentul. Moștenirea clandestină. Un documentar fenomen creat de Monica Giurco. Ne-a costat această percepție eronată pe care Occidentul a avut-o despre noi. Ah. Nu-s vinovat! Marți, ora 21 la TVR1.